Hotărârea Guvernului numărul 1017 pe 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată trebuie să intre în vigoare de la 1 mai 2016. În conformitate cu actul normativ menționat, începând cu această dată, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1250 de lei lunar, cu 200 de lei mai mult decât salariul minim de până acum. Majorarea salarială a stârnit preocupări din partea operatorilor economici, preocupați să găsească resurse financiare pentru a suporta diferențele salariale. Un efort financiar iar important trebuie să facă și operatorul regional de apă și canal APA Servicii SA, care a hotărât că în niciun caz nu va face concedieri și că soluția este reducerea cheltuielilor, majorările de tarife la apă și canal nefiind luate în calcul. Va influența această mărire de salariu costurile apei către populație? La acest moment vă răspund clar că nu, pentru că trebuie să ne amintim faptul că din 2012 prețul apei nu a crescut în niciun fel, rămânând pe penultimul loc în România vis-a-vis de prețul la 1000 de litri de apă potabilă. Una peste alta trebuie să remarc faptul că această ordonanță a Guvernului Ponta n-a ținut cont de posibilitățile, de capabilitățile pe care le au, dacă nu societățile de stat, cele private, pentru că acolo nu poți să impui neapărat ceva. Dar noi trebuie și ne-am sfătuit și am judecat și am ales și am cântărit că nu trebuie să dăm afară niciun salariat astfel încât să putem să mărim salariul minim garantat în plată la 1250 pentru cei care ar rămâne și ar fi în această situație. În consecință, ne trebuie un efort financiar cam de 44-45 de mii de lei lunar, adică 450 de milioane vechi, ca să putem să asigurăm creșterea, care nu este neapărat de la 1050 la 1250, ci între aceste două plafoane, actual și viitor, minim garantat, avem și salariați care au, să zicem, 1100-1180, după cum este grila de salarizare și cum s-a negociat la contractul colectiv de muncă. În consecință, găsim, sau am găsit, dacă vreți, una dintre soluții este să restrângem cheltuielile, și avem câteva planuri secunde, cei drept, dar care ne asigură cât de cât continuitatea serviciului și a unei salarizări corespunzătoare cu ultima hotărâre de guvern vis-a-vis de salariul minim. Mai multe amănunte despre activitatea operatorului regional de apă și canal APA Servicii SA puteți urmări imediat după știri, în ediție specială.